aici, când plouă, cum este azi, plouă de aici, de sus, de aici, este crăpat tot, câte puteam observa. Geamul e asemănător, mucegai. Și încă un lucru, ghiveta nici nu funcționează. Deci, pe de altă parte, avem condiții de căcat. Pentru asta plătim 40 de lire pe săptămână. Pentru treaba asta. Modern slavery is happening all around us. It's in our communities. People tend to perceive it as being about sexual exploitation. But actually, modern slavery takes on many forms. Cum te simți aici, în caruașul ăsta? Sclav. Tu să fii sclav aici. Adică, pune cum te simți aici. Liber. Suntem tratați mai rău ca niște slugi. People may be coming to this country voluntarily. They may be thinking that they're coming for a job, only to find that that job isn't what they thought it was going to be, or that they're being kept in absolutely appalling conditions. They're not getting the salary that they were promised. Și cât o dată asta? 20. Pe cât timp? Eu știu pe cât timp, săptămâna asta. Săptămâna trecută mi-o dat, nu mi-o dat, adică. De 800. Se, mă. Păi ieși luni ăsta buletinul. Conținește o lună zile pentru domnul Guaviu. Aspiratorul, nu? Ah, aha. 450. Păi de ce să ne prezint? Am fost în ziua lui. Păi ce făcut? Îți luași buletinul? Da, dar nu mi-au luat buletinul ca să mă plec. Dar pentru ce l-o bătut? Păi eu știu că nu mai ți-a făcut ce-a greșit. Da, mă, mâncat, greșești, greșești. Când a furat nu mai poți. A, păi și păsta, dar nu că l-a bătut așa lui, ia că câteva așa, poc, poc. Ți-e frică de el? Frică, ți-e frică de el? Îți dai seama. Ți-e frică tare? Băi, nu că mi-e frică să faci brânza, să asta-i faci să nu mă caute, mă. Mi-e frică să nu mă caute. Eu îți cam într-un loc aici, am și vreau să plec de aici la muncă. Și nu știu cum să le spuneți la șoferi ăștia după ce pleacă, după ce lasă persoanele astea. Și pleacă să mă sune pe numărul ăsta. Am bani, am tot, nu contează cât este. Good to see you. Hello. How are you, mate? You well? Yeah. Yeah. Am slăbit. Când am venit aici în Anglia aveam 78 de kilograme. Acum dacă am 65, m-am distrus la mâini de la soluții, tot țipau, am psihic, nu-i bine deloc, psihic, toți țipă, toți. I-am întrebat de ce nu pleacă și au spus că ori n-au unde, ori nu știi limba, să pleci în altă parte, acasă nu au ce face și o să trebuie să accepte treaba asta. Nu i-am spus la, nici la mama, nici la fratele meu, nici la nimeni în ce condiții stau, a fost... Adică tot timpul o să mă gândesc la asta. We've been investigating your car wash for some time now. Okay. And we have clear evidence that you are breaching the law. No, I'm not breaching okay. Any laws. Okay. Yeah. Well, you've been keeping people doing 13-hour shifts. You've got them living in those little containers there in squalid conditions. You know, so... Well, we've got footage of it. We've got film of it. You're keeping people in conditions of modern slavery. You can't accuse anybody for anything. I am not mother slaving anybody. No, nobody's breaching any laws. How about the worker you punched in the stomach in the office? What do you say about that? Anybody.
Is he lying as well? I've not punched anybody. I am not doing nothing where I should not do. I'm cleaning cars every day. I work 7 days a week myself. I never forced anybody or told anybody neither to stay in here or nobody. You can't do that here. Well, explain why someone who was so frightened of you. Who is frightened of me? That he ran away you're in the middle. Frightened of me? No, he ran away in the middle am of the night. Am I threatening you with anything? You're not threatening me. I am threatening anybody that'd here. That'd be another I've just offense. Been surrounded with ten cameras. You, helping. You, well, you can use the language. Have I? You punched someone in the stomach. I haven't. You dock money from people who scratch cars. He worked for weeks with no pay. I haven't done that to anybody. Let's go and look at the accommodation. Let's go. Come on, come and show us the accommodation. You're not going through that door. You've got no right to go there. Goodbye. Thank you. Thank you very much. Have a lovely day. Okay? I'm not here to slave nobody. I don't do things like that. I'm not interested in things like that. Goodbye now. Please. Have a lovely day.